Sau și v-am găsit la un nou episod din Slime Rancher. Hai să continuăm să vedem ce reușim să facem în episodul de azi. După cum vedeți acolo sus, dacă vă uitați bine, zice așa: Slime Rancher Early Access 0.2.3. O nouă versiune a fost lansată. Văd că a reparat o grămadă de bug-uri în această nouă versiune. Și în afară de asta, acum mai nou, dacă vă duceți la chestiile astea pe care le plantezi, scrie așa: Remaining Time. Și spune cât timp mai ai până când trebuie să replantezi acest copac. Și acum poți să-ți dai seama mult mai ușor cum să-ți gestionezi resursele, ceea ce mi se pare un lucru foarte bun. Dar o să vedeți un lucru și mai bun, e faptul că astea de la semnele de miere mi-au crescut enorm. 38. Bine, toate sunt în creștere, dar astea în special sunt la 38, iar boom slime-urile sunt la 60. Așa că vom face o grămadă de bani de pe boom slime-uri și de pe astea de aici. Vom merge să adunăm și niște găini din partea cealaltă. Apropo de găini, avem o grămadă de astea speciale pentru pisici. Astea cred că o să le dau la pisici. Așa, pogofruturile le aruncăm acolo, deși nu sunt preferatele lor. Dar da, interesant e că chiar se lucrează la jocul ăsta, adică e foarte activ developerul și mă bucur. Și nu uitați, dacă vă place joculețul, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua cu un episod în fiecare seară. Știu că vă place foarte mult. Bun. Mai luăm pe aici. Nu știu, am impresia că s-a mai schimbat ceva, adică nu știu, se pare că iarba e schimbată puțin? Cred. Nu știu, în general a făcut bug fix-uri, adică a reparat probleme cu jocul în această nouă versiune și a zis că se pregătește pentru lansarea mare de pe Steam. Adică va lansa jocul pe Steam în foarte curând. Așa că o să fie tare. Luăm găini și cu aceste găini ne vom hrăni boom slime-urile. Am 27, nu știu dacă am nevoie de mai mult de 27. Dai puțin, care e preferata la boom slime-uri? Stai să mă uit. La boom slime-uri preferata e meat. Nu, Briarhen. Briarhen momentan nu e în joc, din câte am înțeles. Poate mă înșel eu, dar am căutat. Știu, țin minte că căutasem Briarhen și n-am găsit pe nicăieri. Aici mai avem 7 minute și trebuie să replantăm astea. Hai să arunc eu rock slime-ul ăsta. Sper să nu se combine cu ceva pe aici și să facă haos. Dar momentan vreau să colectez astea ca să apară din nou. Harbiturile veniți la mine. Am pe undeva harbiți pe aici? Da, uite aici. Ei, și aici îți faci stocul și în momentul în care ai nevoie de chestii, vii aici și ți le-ai luat rapid. Avem suficiente găini, cred. Stonyhen-urile le dăm la pisici, iar celelalte le dăm la boom. Am face și mai multe puncte dacă aveam Briarhen, dar din păcate nu am. Luați găini de aici cât încape. Voi ce vreți? Voi vreți fruit și voi vreți de-alea căpșuni. Pisicuțele, luați găinunțe. Le-am dat pe lângă. Ho, ia uitați-vă ce e acolo înăuntru, doamne. Sunt foarte bucuroase. Cred că o să le mai dau câteva găini. Și vouă vă dau mangouri. Dar să vedeți câți bani facem. Trecem peste 10.000? Eu zic că trecem peste 10.000. Și de asemenea, în episodul de azi o să vreau să mergem să explorăm puțin. La upgrade-uri văd că le-am pe toate. Da. Știu de data trecută că le-aveam pe toate. Așa. Bun. Sperați că să așteptăm să le colectăm toate plorturile. Aici deja s-au strâns 44, așa că hai să colectăm din ele. Așa, rapid. Băgăm toate plorturile aici la ghiozdan. Am 50 de spații, deci în principiu mai pot să mai iau și pe astea de aici înăuntru. Încă una. Gata, 50. Bun, și acum hai să le ducem înapoi. Eu voi vedeți 38 pentru fiecare de aia, 60 pentru fiecare de aia. Hai să vedem, le băgăm pe toate și vedem câți bani am făcut. Deja, eu zic că trecem peste 10.000. Eu așa zic, așa am impresia. Uitați-vă jos, în colțul din stânga. Aproape am trecut.
Mergem la asta roșii să vedem dacă s-au strâns plorturile lor. S-au strâns, avem 26. Oh, stați cu minți. Nu fiți răi. Mă explodează ăștia, sunt răi. Ei, nu sunt răi, dar așa sunt ei. Trebuie să-i mai înțelegem și pe ei. Sunt mai agitați puțin. Voi ce ați făcut? Ați făcut și voi ceva. O să vreau să mai colectăm ceva water slime-uri de astea, puddle slime-uri. Ei practic n-au preferat. Chestia preferată pentru ei e apa. Ah, da, ați avut voi dreptate. Uite, vedeți nivelul apei cum scade? Pe măsură ce iau apă de aici. Deci să zărbească să mergem să mai aducem apă. Uitați-vă la... Da, pe bune, chiar ați avut dreptate cu chestia asta. Ok, o să mergem să-l mai aducem și apă lor. Hai să punem asta mai întâi. Oh my god. 11.000. Glumești? Avem 11.000 de bonuți. Bine, aici nici nu trebuie... Pot să colectez asta dacă vreau. Aici nu o să trebuiască să replantăm o perioadă destul de lungă. La un moment dat, chestiile astea cad din copaci. Deci nu trebuie să le iei tot timpul din copaci, dar... Bă, numai cocoși avem aici. Să bag eu un stony hen acolo, mai fac un pui. Și între timp... Hai să dăm mango-urile la ăștia. Las voi niște mango-uri. Faceți puncticele acolo. Voi vreți... Stai să văd dacă mai am căpșuni pentru ei. Nu știu dacă mai am impresia că le-am dat pe toate data trecută. Dar mergem și vedem. Bineînțeles că sunt tone de găini aici. Dar pe mine mă interesează să văd dacă mai am căpșuni. Pogo fruits. De ce am eu de ăștia aici? Chiar n-am nevoie de morcovi. Unde s-o fi dus ăla? Am lăsat un de la aici. Uite-l. Mai sper să nu facă vreo problemă, dar nu cred că are cum să intre la ăia. Și dacă intră o să aibă probleme, așa că să sperăm că nu o să fie nimic. Așa, mergem rapid. Hai să mă uit o secundă la OBS să văd că filmează. Filmează, bun, totul e în regulă. Da, există riscul să filmezi și să nu se filmeze nimic și atunci mai bine verific o secundă decât să nu filmezi nimic. Bun, și acum mergem puțin în explorare. Uite! 4 de alele pisicuțe și 5... Holy shit, avem pentru tranzacție deja. N-am văzut, dar mi-a apărut o tranzacție acolo și putem să o facem. Oh, avem o grămadă. Trebuie să mai facem rost de mâncare pentru pisicuțe. Și a dat găinile, sunt în partea cealaltă. Unele sunt fericite, unele nu prea sunt. Mergem și ducem aici 5 de astea. Ce ne oferă? Hen hen, stony hen, heartbeat și carrot. 15 carrots, holy shit. Și acum... Oh my god! Glumești! Luați și mâncați găini. Iar găinile astea alte le dau la pisicuțe. Vedeți, asta e bine să faci trade. Uite, uite câte găini am făcut aici. Știu că una s-a dus pe lângă, dar n-are importanță. Găinile astea le luăm și le dăm aici. Momentan nu le e foame. Dacă nu o să le fie, o să fie bine. Nu vine să cred că de tare au crescut astea, boom slime-urile, așa că vreau să mergem să luăm mai multe. Asta va fi misiunea noastră în momentul de față, să luăm mai multe boom slime-uri. Da, așa că hai să pornim la drum. Avem și lanternă, dacă vom avea nevoie de așa ceva, nu știu încă. Dar mergem la drum și vedem ce mai putem să descoperim. Abia aștept să bage o zonă nouă, v-am zis. Zona nouă se numească Indigo Quarry și acolo o să putem să găsim slime-urile alea cu radiații. Slime-urile verzi, red slimes se numesc. Și probabil asta se va întâmpla când va ajunge jocul pe Steam. Probabil în 0.2.4. Eu nu abia aștept și cu siguranță vom descoperi împreună toate chestiile astea. Poți să mergi și pe acolo, da. Bomb slime-urile nu le găsești decât dacă mergi în partea aia. Pisicuța nu mai e aici, pentru că am
I-am dat prea mult de mâncare și a explodat. Și vom... O vom lăsa acolo. Și având în vedere că avem un slime key deja, în momentul în care se bagă Indigo Quarry, o să putem să deschidem direct zona aia. Știți, nu o să trebuiască să mă mai chinui să fac rost de cheie. Cu am deja, uitați în stânga acolo jos. Și ăsta e un beneficiu. Deja i-a aud pe aia care explodează. Faza e că nu vreau să fie combinați. Nu vreau de ăștia combinați. Vreau boom slime-uri pure. De ăștia. Și l-am luat înainte să explodeze. A, ăsta e mare. Oh my Largo. Largo slimes are large slime hybrids. Oh shit. Treci în apă. În apă nu prea îi place. Sper să moară. That about covered the basic. Ah, ok. Au băgat niște tutoriale ceva. Au băgat niște tutoriale în joc, de-aia mi-au apărut alea acolo. Bă, mă enervează ăștia răi. Ia-mi în cap ai ăștia. Uite-mă ce răi sunt. Luăm și un micuț de ăsta. Deci ne interesează de ăștia de apă. Apă și de aia care bubuie. Hai să plecăm de aici, că văd că deja se transformă foarte mulți. Și hai să îi luăm repede pe ăștia care mai sunt pe aici. Problema e că se transformă toți între ei, știți? Și de asta se fac și ăia care îi mănâncă pe ceilalți. Trei combinați se creează un de la rău. Și vezi că deja s-a făcut unul rău. Doi, trei, oh my god, uitați-vă cât sunt. Asta nu-i de bine deloc. Să mergem mai departe, pe aici sunt niște de ăștia. Aolo! Pleacă de aici! Da, cu apă. Vrem de la care explodează pe aici? Nu. Uite cum sar toți! De ce n-am mai văzut chestia asta până acum? Adică am mai văzut în câteva episoade, dar n-am văzut de la început. De ce sar toți așa, ca un vierme? Și stau lipiți după aia, uite. Până când îi dezlipești tu. Ăștia încă au rămas lipiți. Nu înțeleg. De ce fac ei chestia asta? Eu inițial când am pornit jocul prima dată, am crezut că slime-urile se mănâncă între ele. Dar de fapt nu, ele mănâncă plorturile. Și așa se pot transforma. A, nu mai sunt ăștia care explodează. Eu vreau să mai găsesc câțiva. Mai că m-aș întoarce înapoi să văd dacă... Ia să vedem. No, ce e aici? Dezastru. Dezastru de ăștia răi. Oh my god, lasă-l în pace. Nu! Ok, n-avem ce să mai facem, o să trebuiască să dormim și dacă e după aia să ne întoarcem. Holu, ce bucăți mi-a dat. Odată ce s-au transformat toți, numai ce să faci decât să te întorci mai târziu, când o să dispară. O să dormi și pe aia o să dispară. N-ai mă să mă urc acolo. Ia uite mă, până și aici au venit. Și ați văzut și voi, am încercat în episodul anterior să țin un tard ăla la noi în bază, dar nu merge. Pur și simplu nu merge. Veniți încoace. Cred că ai oxigen maxim în apă. Adică nu mori. În apa asta cel puțin. În apa cealaltă pierzi itemele. A, unde asta de apă? Vino încoace. S-ar putea să trebuiască să mai facem încă un pond. Adică avem foarte multe de apă. Și acum o să avem și o grămadă de boom. Boom, boom. Ok, avem 50 de apă. O să le pun apă la aia acolo. Mai e vreun de apă pe aici? Aud un tar. În momentul în care e muzica asta, e tar pe aici, pe undeva. Tarul e la rău. Inițial când am intrat prima dată în apa asta m-am panicat. Nu știam ce să fac. Cum să scap de aici. Da, uite că există și o cale pe care poți să sari fără să ai jetpack. Se bălăcesc ăștia pe aici, văd că...
Ăștia tar ar trebui să moară la contactul cu apa. Dar nu văd să moară. Am aruncat un tar de ăsta de 2 ore în apă și n-a murit. Nu știu de ce. Încă 2 de astea aici. Sunt foarte valoroase, de-aia vreau să le iau. Bun, hai să ne întoarcem acasă. Mai e vreo unul pe aici? L-am ratat eu? Nu pare a fi. Dacă o să găsim un gold slime de ăsta, o să-i dau un plort să mănânce. Din ce mi-a spus voi, așa trebuie să faci cu pink slime-urile. Și uite-n cu insula acolo. O vedeți? Tot așa ceva ruine. Deci probabil undeva pe acolo o să fie noua zonă în care să putem să mergem. Ori acolo, ori vei putea să deschizi ușa asta. Eu cred că ușa asta va fi... Vei putea să o deschizi. Momentan vedeți că zice că e în lucru. Deci nu putem să deschidem chiar dacă avem cheie. Dar în update-ul următor vom putea. Și am ajuns înapoi acasă. Sper să fie tot în regulă pe aici. Bun. Puddle slime-urile. Oh, sunt productive ele. Uitați-vă, cu cât pun mai multă apă, cu cât se ridică... Dar cred că are o limită, că vedeți că deja nu se mai ridică ăsta. Dar are o limită, dar trebuie să ai grijă să nu... Că la un moment dat o să consume apa de aici. Aoleu, nu, nu, nu! Irosesc plorturile. Nu, vină înapoi! Am irosit plorturile decât să pierd slime-urile. Înapoi cu tine, aș. Treci în apă tu, du-te jos, nu sta pe el. Vezi loc suficient înăuntru, pe bune. Nu stați unii peste alții. Poate să le mai fac un pond, nu știu. Lăsați-mi în comentarii dacă vreți să mai facem încă un pond de ăsta. Încă o chestiuță de asta cu apă. Dacă credeți că sunt prea înghesuiți ăștia de aici. Lăsați-mi în comentarii chestia asta. Pentru că nu știu încă dacă să le mai fac un pond sau nu. Iar la boom aici, să mergem să le punem frățiorii lor. 11 de astea? Puține. Hai să luăm găini. Ai tot cocoșii ăștia. Eu o să iau de aici, că n-avem nevoie de atâția. Și găini mai găsim în partea cealaltă. Când explodează toți aia, am scat frame-urile. Așa de mult am pus acum. Bine, jocul e Early Access, dar vedeți că sus s-a schimbat și titlul. Că înainte era Slime Rancher Pre-Alpha, am scris Slime Rancher Early Access. Deci e clar că se pregătește jocul să intre pe Steam. Pentru că pe Steam e titlul ăsta de Early Access. Punem unde ăsta și ia să vedem în cât timp trebuie să replantezi. 71 de minute, deci o oră și un pic și trebuie să replantezi. E bine știut. Tu vino încoace, tu vino încoace și tu vino încoace. Așa. Trebuie să te uiți atent pentru că uite cum se ascund prin iarbă. Unde ești, mă, găină? Uite, încă una aici. Vreau să le dau foarte multe găini de mâncare la aia, ca să facem bani. Acum cât sunt prețurile crescute la boom slime-uri. Uite, încă 4 de astea aici. Hai să dau cu apă pe copăcelul ăsta. Pentru că nu mai avem nevoie de apă momentan. Și să iau boom slime-urile de aici. Boom slime-urile, boom plorturile. Așa. Încă o găinucă, găinucă. Le-am zis în toate felurile, numai găinușe nu le-am zis, cum se zice de obicei. Le-am zis găinuțe, le-am zis găinucă. Sau i-am zis găinucă. Mai sunt? Hai să vedem. Pe unde ești? Găină, vină încoace. Bun, și acum pur și simplu vom merge înapoi. N-am nevoie de carrots. Nu știu de ce i-am... Ia automat. Acolo e ceva, nu e doar apă. Bun, și am avut mărunca găinile. Hai una aici, ca să se facă altele. Și restul înăuntru aici. Eh,
E, și acum distracție. Trebuie să le dăm și la pisicuțe ceva. Tu ce faci? Ai ieșit de acolo. Acum abia pot să-i trag pe toți, că n-avem spațiu și de asta se întâmpla problema. Și acum i-am tras pe toți și acum mai punem la loc. Ei sunt bucuroși. Ăștia de apă sunt cei mai bucuroși pentru că ei practic n-au nevoie de altceva de mâncare. Ei pur și simplu iubesc apa și asta e tot ce contează pentru ei. Așa. Paddle plorturile, hai să le băgăm. ...13.000 deja, holy shit! O grămadă de puncte și avem 42 de astea, adică deja e exagerat. Deja e foarte exagerat. Dacă au rămas prețurile la cât erau înainte, da, o să ne îmbogățim. În principiu o să ne îmbogățim. Hai să vedem. Ah, au scăzut la 43, n-am fost suficient de rapid, dar tot 43 peste restul. Așa că tot o să ne îmbogățim. Hai să vedem cât o să facem. Hai 15.000. Aproape 15, vreau să fac 15.000. În episodul ăsta trebuie să facem 15.000. A, uite câte de-astea avem aici. De asta e bine să spui autocolectore că îți colectează tot. Tu te duci în misiune, te duci, faci ce vrei tu. Și pur și simplu le primești după asta aici. Fac. Am prea multe. Hai să și dormim, deși o să doarmă doar o oră, dar măcar să doarmă. Uite, alea de honey, de miere, au rămas la 38. E bine. Și hai să facem 15.000. Uitați-vă jos cât am făcut. Glumești? Deja nu mai am cuvinte pentru cât de mulți bani am făcut. Nu s-au mai strâns aici. Oh, ce m-a pleznit. Trebuie să mai fac rost de mint mango-uri. Uite de aici, o să le luăm. Da, mint mango-urile o să le țin la creștere tot timpul pentru că alea de miere sunt balansate ca preț. Adică nu scad, nu cresc. Uite, o să vedeți că e un fel de semn de balansare. Uite, vedeți ăla de acolo. Asta înseamnă că nu cresc, nu scad și sunt 38. 38 e foarte mult. Și atunci vreau să plantez din nou aici un de-asta, 71 de minute. Bun. Și acum le dăm la ăștia. Luați și mâncați și faceți o grămadă de plorturi. Ăștia văd că mi-au făcut deja niște plorturi luminoase. Dar ar trebui să le mai dăm ceva de mâncare. La Phosphor Slime, Slimepedia, da? Phosphor Slime, Q-berry. Q-berry-uri nu mai am, o să trebuiască să mergem să luăm și să plantăm undeva. Dacă nu, dacă n-am plantat deja aici, nu mai ții minte. Vezi că ăștia nu dispar de aici chiar dacă nu le-am dat de mâncare? Cred că era un bug ceva. Iar ăsta de ce mi-a zis cineva că e cam inutil pentru că poți să arunci deja chestiile pe care nu le folosești în ocean. Și așa e. Dar momentan nu m-am decis ce am putea pune acolo. Eventual mai punem un pond de la. Nu știu, trebuie să ne decidem. Au, a, nu! Am făcut o prostie, am aruncat altceva. Uite, vezi, în situația asta a fost bun incineratorul. Am făcut o prostie, vreau să arunc mint mango. Și am dat și s-a transformat într-un de la. Music box, solar shield, blur collector și auto feeder. Ok, le-am făcut pe toate. Doamne, dar m-am speriat pentru o secundă, am zis că what the fuck, am creat un monstru. Aici avem de toate? Remove crops. Remove crops practic e să scoți alea. Să plantezi altceva în loc. Deci nu vrem asta. Asta e ce-i supărat? Tu n-ai primit de păpică? Și ăștia am scot câte 4. Pisicuțele astea. Pisicuțele astea drăguțe, uite la ele. Uite la ele ce simpatice sunt. Oh my god, deci prea simpatic joculețul ăsta. Dacă vă duceți la ei pe site, o să găsiți o chestie cu pre-order, puteți să vă precomandați jocul și în momentul în care se lansează pe Steam o să vă dea un key și vi-l activați pe Steam și-l aveți pe Steam.
Da, e tare, nu știu, mie îmi place foarte mult. Mă distrez enorm cu el și... mă bucur că în sfârșit am mai obținut ceva, adică am mai obținut încă un joc unic. Pentru că... parcă, nu știu, recent cel puțin nu prea au mai fost joculețe sau idei unice în jocuri, știți? Și e bine. E chiar foarte bine. Da, nu mai am Q-berries, o să trebuiască să mergem să mai facem rost pentru fosfor. Fosfor tot așa, 29, destul de bine se plătește cu fosfor. Să le dăm niște mango-uri. Și dacă o să mai găsim niște găinuce, o să le dăm și la aia de păpică. Mă să văd, ia. Una aici, una aici, una aici, una aici. Asta e Elder. Nu, stonicic nu vreau. Ui, nu poți să-i dai la nimeni să mănânci, așa că... n-are niciun rost. Dar... aici o să se spawneze din nou găini, așa că... why not? Asta tot face plorturi pe aici, voi vedeți? El tot mănâncă, tot face plorturi, că mănâncă... castraveți, auzi. Mănâncă morcovi. Cum să zic castraveți? Mănâncă morcovi și... își face singur plorturi pe aici. Practic, el n-are nevoie, e un rebel. N-are nevoie el de cușcă. Mă uitam după găini, pentru că se spunează multe. Găină, găină, găină. Găină, găină. Ok, cred că sunt de ajuns, cel puțin o să hrănim câteva pisicuțe. Că știu că o să primesc comentarii de genul, Max, n-ai hrănit pisicuțele. Uite că le hrănim, da? Și o să le mai hrănesc și eu off-camera. Hop. Headshot. Sunt așa de mari. Și uite câte plorturi îmi fac. Oh my god. Uite la ele ce fericite sunt. Găină, ce faci? Găină, pleacă. Ei, astea-mi vor da și plorturi roz și plorturi de pisică. A, așa și plorturi roz de aici. Bun, le vom pune pe aici pe undeva. În legătură cu episoadele de Slime Rancher vor fi cât de lungi, adică... ați văzut că recent au fost mai mult de 29-30 de minute. Depinde de timpul meu din fiecare zi. Dacă într-o zi o să am mai mult timp liber, o să filmez 30 de minute. Dacă într-o zi o să am mai puțin timp, o să fie 20-25 de minute. Azi, da, o să fie în funcție de programul meu. Dar asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Să-mi spuneți dacă vreți să mai facem un pond ăsta, că poate spre anghisuiți micuțe ăștia aici. Și în episodul următor, eventual, poate o să mergem peste partea asta de sus, să explorăm, să vedem ce se ascunde, ce insule se ascund, da? Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!